logic. Mai trebuie să spunem, domnule general, că la centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, sunt și experții Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. De acolo ar trebui să fie primul semnal în cazul în care există o problemă. Însă vreau să-l vedem și pe șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, cel care a fost în direct la Decisiv, a spus că nu are date noi legate de această centrală de la Kiev, dar are niște recomandări pentru populație în cazul în care ar fi această situație. Distanța care este de câteva sute de kilometri față de România ne pune în situația în care să nu avem un impact serios asupra României și să fim la acest moment, să spun, feriți de un impact serios care să necesite să luăm anumite măsuri. Bineînțeles, aici simulările care se fac zilnic, direcția vântului, viteza vântului, toate aceste aspecte trebuie luate în considerare dacă se întâmplă ceva la momentul respectiv și dacă este vreo problemă, atunci măsurile care se iau sunt simple. Prevenirea expunerii care se face prin rămânerea la domiciliu pentru un număr de ore sau o perioadă care probabil că va fi relativ scurtă având în vedere distanța mare. Atunci se emit recomandările și depinde de gravitatea situației, dacă se emit prin RoAlert, prin aplicația DSU, prin mijloace media și așa mai departe.